facem curățenie generală la Consiliul Județean și să nu uit, anunțați-i pe pesediștii cu care vă întâlniți și pe care îi cunoașteți, că nu o să mai aibă rude, nepoate, amante angajați la Consiliul Județean. În același timp, facem și un control ca să le spunem bistrițenilor cine, ce și cum a furat. Să fie clar. Nu în ultimul rând, vom avea o viziune de dezvoltare bazată pe investiții care să crească bunăstarea cetățenilor, așa cum s-a întâmplat în administrațiile liberale din Transilvania. Fie că vorbim de Cluj cu Alin Tișe-Emil Boc, fie că vorbim de Bihor cu Ilie Bolojan, cu Florin Birta, fie că vorbim de Maramureș cu Ionel Bogdan, fie că vorbim de Dinu Ian cu Sălăjanu, toți acești oameni au reușit să investească în județele lor și să crească economic bunăstarea conjudețenilor lor. Asta vreau să facem și în Bistrița Năsăul. 8 centuri în doar 4 ani a făcut Ilie Bolojan. În 12 ani de administrație PSD Radu Moldovan nu avem nici o centură. Aceasta este diferența între PNL și PSD. Oameni buni, pentru a câștiga Consiliul Județean, trebuie să mobilizăm cetățenii din județ, de care știm sigur că au valori de dreapta, să vină să voteze. Oameni buni, e momentul nostru, vă asigur de acest lucru. Trebuie să facem tot ce putem să ne ridicăm la înălțimea momentului. Cu Dumnezeu înainte, cu principii, valori, putem crea o Românie mai bună în Bistrița Năsăul. Dar fără mâini murdare, un județ pe mâini curate. Doamne ajută! Mulțumim domnului deputat Robert Sigar Tomul, succes!